astăzi vă prezint cartea care descrie povestea unei familii și experiențele avute cu Dumnezeu în timpul celui de-al doilea război mondial. Teodor, fiul cel mare, este nevoit să intre în armata rusă, despărțindu-se astfel de familia lui. Cu ajutorul celui de sus, împreună cu alți doi prieteni, reușesc să treacă granița cu Austria și în cele din urmă să scape de urmărirea KGB-ului. Timpul trece, iar după aproape 50 de ani, Teodor își reîntâlnește sora în America. Istoria prezentată în carte este uimitoare și se întinde pe două generații. Povestea conține miracole din abundență, menite să convingă că Dumnezeu poate să-i călăuzească și să-i protejeze pe cei care se încred în El. Te invit să citești cartea Vânat de KGB, apărută la editura Viață și Sănătate. Să ai parte de o lectură plăcută!